이렇게 보유 매스. 소름이네! 소름이네! 이 시가. Guys, înainte de a începe acest clip, nu uitați să rupeți butonașul de like. Aveți 5 secunde înainte de a începe clipul cu adevărat, așa că haideți să numărăm împreună și să apăsăm butonașul de like împreună. 5, 4, 3, 2, 1 și like! Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou clip super, super tare cu cei mai tari nebuni din lume! Băi, pentru că suntem și noi în pas cu moda, în pas cu trendurile astea super, super nebune, am urmărit și noi serialul Squid Game, pentru că ați văzut deja din titlu ce o să facem. Bine, noi am avut un pic de delay. Eu nu am zis bună, oamenilor. Bună. Bună. Am avut un pic de delay pentru că noi nu prea ne uităm așa la seriale în continuu. Da, în continuu. Și până am decis noi să ne uităm la Jocul Calamarului, aproape a trecut tot trendul. Și pe lângă chestia asta, până l-am terminat, că noi nu l-am terminat într-o zi cum majoritatea au făcut, terminat, da, da, exact, la noi a durat 2-3-4 zile până l-am vizionat pe tot. Așa da. Mă rog, e foarte mișto serialul, dar nu recomandăm, știm că la noi se uită și copilași, recomandăm celor peste care... 16 ani. Hai să nu spunem 18 ani, că e absurd. Da, da. Doar că e cu împușcături, okay. O să vedeți mult sânge, dar e foarte mișto și gândit, e un concept foarte tare. Chiar e tare. Un scenariu beton. Pentru cei ce nu ați văzut serialul, vă voi explica și vouă, pentru că nu este frumos să ne îndreptățim oamenii care nu au văzut Squid Game, pentru că poate unii dintre voi nu vă uitați la net. Ei, da, bine. Majoritatea dintre voi care poate n-ați văzut serialul, mai mult ca sigur ați văzut de pe trenduri și așa mai departe. TikTok-ul e plin de Squid Game. Deci probabil știți challenge-ul ăsta. Ideea e că în Squid Game sunt mai multe jocuri, provocări, multe competiții coreene pe care cei din Corea le-au jucat când erau mici. Ăsta este unul dintre jocurile lor. Grijă cu ele, Doamne ajută, ai grijă cu ele că... că au cam durat, am stat 3 ore să le facem și nu pentru că nu ieșeau, ci pentru că se spărgeau. Și gândiți-vă că nu sunt foarte complicat de făcut, nu. Pentru că conțin doar zahăr și bicarbonat de sodiu, da. Atât. Dar sunt foarte migăloase așa și dacă nu și ai ce trebuie... Și dacă nu pui imediat forma, se întărește și trebuie să o arunci și nu mai iese, și... ele așa arată. Ia uite cum stă la ochii mei. Deci care este ideea? După câte vedeți, iubita vă arată la cameră cum arată acest biscuițel de zahăr. Ce o să trebuiască noi să facem cu aceste ace de cusut, pentru că noi nu avem altele și nici măcar nu cred că să vă spun minuscule. Dar cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai bune, pentru că cu cât erau mai mari, cu ai grijă cu acela. Cu aceste ace, ca să nu credeți că nu avem nimic în mână, va trebui să... să conturăm mai bine forma pe care biscuițele astea de zahăr le au pe ele și să scoatem forma intactă. Dacă forma s-a rupt, ai pierdut! Ești eliminat, cum zic ei, eliminat, adică da, ai pierdut jocul, dar acolo chiar că te elimină de tot. Din câte ați văzut, guys, avem mai multe forme aici, avem stea, avem floare și avem și... îl avem pe Hani, bine, nu știu ce e bine mea. Eu... e mai mult o pisică, da? Merge și Hani, că Hani câteodată ești pisicuță și e câine. Da. Nu sunt exact formele care sunt în Squid Game, dar noi le-am ales așa un grad de dificultate. Deci avem... steaua prima dată. Da, steaua prima la dată. Ei nu era asta cea mai ușoară, la ei steaua era penultima, cea mai grea era umbrela. Cea mai grea era umbrela. Dar noi... după era steaua. Da, după era steaua. Deci la noi cea mai ușoară este steaua, nu așa ni se pare, adică pentru că... avem forme foarte grele. E bine, avem și floarea pe care mi-e frică să o las, mai bine o lasă-mă aici, avem noi floarea. Zis, noi am pus-o ca fiind a doua ca dificultate pentru că steaua parcă vine așa în linie dreaptă, are linii, da. Pe când floarea vine în cerc și e mai greu. E mai greu așa. Să trebuie să puntezi așa, la linie dreaptă e mai ușor. Da. Și cea mai și cea mai grea care are de toate și de netoate și o formă este pisica, care este extrem, extrem, extrem de grea de făcut. Așa că, da, guys, o să avem 3 grade de dificultate. Și 3 probe, 3 challenge-uri, da, diferite. Da, 3 challenge-uri. Spune-ne tu, iubire, care e primul challenge. Cea mai ușoară, steaua, la noi, o să fie cea mai grea în a încerca să o desfacem, adică doar cu acul. Deci doar de agni vom folosi, o să-i dăm așa, pam, 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 până se decupează forma exact. În a doua probă, floarea care este următoarea ca și dificultate, o să încercăm să ne facem treaba mai ușoară și să trișăm un pic. Să trișăm cum au trișat și cei din Squid Game, da. Da, pentru că acolo este o tipă care nu știu cum a făcut rost de o brichetă și pur și simplu a luat acul și l-a încălzit cu brichetă.
bricheta. Tu n-ai voie. Dacă îl zic cu bricheta și după care e mai ușor. Și e clar că e mai ușor pentru că se topește zahărul de pe lângă, faci forma perfectă și iese. Să sperăm că o să ne iasă bine așa. La a treia probă o să ne folosim de metoda personajului principal în Squid Game, care e pus la noi a treia probă o să aibă partea A și partea B. Hai să începem, iubirea mea. Sper că ați apăsat butonul de like. Sper să fie bine. Cine începe? Tu. Nu, hai, 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și adică eu încep, nu? Da, ai pierdut tu încep, că nu vreau eu să încep. Asta este prăjiturica mea, prăjiturica de stea. Și o să încerc cu acest ac, ca acum îl și vedeți, cu acest ac minuscul să vedem cum o spart. Hai să vedem. Eu cred că mai... Vrei să fac loc? Nu, să rămâi singur? Nu. Cred că o las aici. Hai să vedem. Sigur? Da. Dai o singă, n-am dat nicio regulă legată de asta. Nu! A, da, asta aveau voi. Ia să vedem. Mamă, e frică, frate. Acum să vezi și tu ce-o simțit. Hai să dau. Frate, da. Mamă, e complicat! Frate, dar cum puteau ei să fac așa ceva? Mă, tu știi cât de greu e? Vreau și eu să încerc. Cred că tu ai câștigat. Ce? Cred că tu ai câștigat. Mamă, frate, e super, super mega hard așa. Dar încearcă să rupi așa pe lângă. Iese-i. Mamă, de tare ești, mă. Oh! Ce ai făcut? Vreau să văd! Am făcut nimic! Da, n-ai făcut. Ia stai. Că vreau prima dată să fac partea asta. Hai că începe ceva. Hai să încercăm să rupem un pic. Auci. E foarte lipicios, m-am spus. Stai. Ce? Să revină! Vai, nu cred! Mamă, dar a fost la nimereală! Mamă! Să-ți dai seama, dar ăia ce simțeau, dacă ar fi fost gen real life, că mă rog, este un film, un serial, mai exact, tratați-l ca atare. Dar dacă ar fi fost real, tu-ți dai seama oamenii ăia ce simțeau? Da. Cred că tu dacă erai acolo, uite-te, cum ar fi reacționat Antonio Pican dacă era în joc și o rupea bine? Și-o rupea bine. Dacă ar fi participat la joc și ni se întâmpla chestia asta. Toată lumea liniște. El rupe. Ar trebui să fac un meme cu chestia asta. Ia, hai să încercăm și partea asta pe eu. Ce crezi, o să moară? Nu. Oh, m-a băgat toată limba. Copii, nu încercați așa ceva acasă. E mai periculos decât pare. Da, da. Sigur. Hai încearcă să râmi! O faci pe partea cealaltă? Să zic ceva bine aici. Stai. Mi-e frică. Ce-ai făcut? Nimic. Cum adică? Nimic. Aaa, ți s-a rupt. Ai fost eliminat. Frate, dar nu se poate, e greu rău de tot. Prima probă e foarte grea. Păi dacă noi n-am început și noi cu un cerc, cu un pătrat, cu un... Deci nu știu cum au reușit. Păi nu, că cercul e foarte greu. Romb? Ei n-au avut romb, au avut triunghi. Frate, dar nu știu cum. Hai, încearcă tu să vezi dacă poți tu să faci așa, deci mie mi se pare extraordinar de greu. Hai să te vedem dacă reușești tu. Așa ceva. E foarte greu să faci asta. Aha, hai că poate dacă e. Ba da. Ia. Merge? Da, simt acum în mână, gen mi-e frică, adică nu simt în mână, simt... Păi eu zic mai bine să o pui pe masă. Nu, păi așa simt. Bine, cum spui tu? Cum spui tu acum? Mă, dar e concentrare mare, rău de tot. Poți să-l numezești. Băi, deci aș muri să văd dacă ție ți iese. Fără brichetă, fără nimic, deci aș muri pur și simplu.
Și chiar sunt foarte, foarte, foarte curios dacă o să iasă. Câtă tensiune, câtă tensiune aici, nu se poate. Hai, ia să vedem, poți? Hai, puiu, acum grăbește-te, rupe și tu, rupe. Uite, sau și cum faci tu mie. Hai, puiu, rupe, 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 nu mai sta, puiu, rupe. Da. Trebuie să nu-ți bage mână. Haide, puiule, nu mai sta, rupe. Nu chiar vreau să-mi ia. Ce, bă? S-a rupt bine. S-a rupt bine? Da. Băi, nu se poate! Eu vă spun că o să mă bată. Priviți aici câtă maestrie. Câtă tenacitate! Avem cadru aici din POV. Știți fix cum vede ea, fix ce vede ea cu ochii ei. Facem aici cadru POV. Pa, 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 pa! N-ai cum! Așa mi s-a întâmplat și mie. Prima s-a rupt bine și după hap, a crăpat. Păi n-are cum, de unde până unde să crape acolo? Bum, s-a dus. Cum mai e asta? Ia, uite, mă, ce doamne artă, nu ia, e uite, corect. Puiu, vezi că le spargi și pe celelalte și după iar ne chinuim 10 ore să facem una. Nu mi se pare corect ce se întâmplă. Ok, guys, după cât v-am spus la proba 2, nu știu unde mi-e acu. Hai că am găsit și acu. O să ne folosim de acest ac, dar și de această brichetă. O să încingem acu, o să le încingem bine, bine, rău de tot, fix așa. Așa, după care o să dăm pe floare. Ce floare am eu? Eu aici am asta, eu am asta mai mică eu. Deci uite așa se încălzește acu și când o să se facă roșu acu, o dăm pe... Dar nu e cam fin. Pe prăjiturică. Hei, uite că merge. Ia uite, vezi? Mamă, iese fum. Păi n-am uite că iese, că se încăre. Uh-huh. Atenție, dacă încercați chestia asta până nu se face acu roșu, nu e, nu e ce trebuie. Dar nu încercați chestia asta acasă. Dar v-am spus, nu încercați chestia asta. Miroase a cremă de zahăr ars. Da, chiar am poftă de cremă de zahăr. Mă, dar cum sfârâie cadrele astea de pe camera asta, se le... O flamăm așa un pic. Ok. Hai că s-a rupt. Vreau să văd forma. Uite. Vezi? Da. Se vede, da? Mi-e frică! Mi-e frică, mi-e frică. Să dorm singurică. Ce piesa aia? Știi piesa aia? O știți? O știi? Ți se rog? Nu? Ia. Perfect. Și mai am o bucată, o singură bucată. Și l-am terminat. Deci vedeți, da? O singură bucată. Am 3. Dă moment of tu. 3, 2, 1. Și... A, s-a rupt bine! S-a rupt bine! We are the champions! My friend! Hai, pui, uite, e bine! Arată la mine! E bine! E bine! Spune tu că am greșit cu ceva și hai, că e bine! Hai, că e bine! Ce? Vrei să fie perfect? Jucător Antonio, da. Bigan, în noaptea de etapa următoare! Iubire, vreau să te anunț că e 1-0 pentru mine, așa că... Da, hai. Dacă nu e nicio rundă de acum încolo, eu o să câștig, știi, nu? Se pornește foculețul. Merge, merge treaba, merge, merge! O cos, nu vezi? O cos? Oh, oh, oh. De. Hai, puiule, ce-i faci aici? O arzi de tot? Da. Vrei să o topești pe toată sau ce? Stai, stai. Dar tu cum faci asta? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut?
Seara bine! Seara bine! Ia! Mamă, frățioare, mamă! Am mai rupt un pic. Ai mai rupt un pic? Seara bine! Hai puiule, am încredere în tine, sincer. Nu suntem într-o competiție aici, doar experimentăm, puiule, da? Dar am încredere. Da, sigur. Nu suntem într-o competiție. Antonio, mamă, dacă nu câștig runda asta, mă supăr. Dacă nu câștig runda asta... O arzi chiar așa? Hai, e bine. E bine? E bine tot. Ultima. Ultima! Bine, ia! Ce? Arată-mi. Nu mă mai era, frate. Hai că nu mă mai joc, te oprești. Caterinca, că știam că fac. Ia scrieți, guys, în comentarii, cui a ieșit mai bine, mie sau iubitei? Ok, guys, am ajuns și la ultima probă cu pisica. Eu am această pisică iubitare, acea pisică. Dar asta e un pic crăpată, puiule. Da, știu. Hai că o iau eu fata. Nu, las-o, eu mi-am ales noroc. Gen crăpată are asta aici, nu știu dacă o vedeți la piciorul, adică e deja în formă. Mamă, mi-am văzut că a mea e bombă, uite cum se vede la a mea pe spate. Vezi? Da, ta e super. A ta mea e bombă, s-ar putea să câștigi. S-ar putea să câștigi, rămâneți până la final să vedem cine o să câștige. Prima dată o să încercăm schema Song Gang Gang. Prima dată încercăm schema Song Gang Gang Gang. Nu mai știu cum. Trebuia să aline asta și să am nevoie de lumină. E bine că lumina vine din față. Deci aici vine crăpătoarea. Privește și învață, iubirea mea. Mai am aici și aici și nu m-am folosit deloc de ac, deci doar cu mâinile goale. Da, hai că... Mă, eu o duc la hardcore. Ia, stai. Guys, s-a rupt. Hai măcar să încercăm, hai măcar, n-are picioarele din față, hai să încercăm. Deci aici mergea. Stai. Nu mergea nici aici, și aici, nici aici. Dă-te, pisici, da. Prăjitura coreană. Deci când arzi poți să vezi, dar când o să pui acul pe prăjituri, că nu te uiți, da? Da, hai, să închid ochii. Să nu închide ochii. N-are nicio treabă cu realitatea. Ce-a fost asta? Ce-ai făcut pe mine? Ți-ai împușcat pisica? Iubire, asta este, eu zic să o rupi așa. Să încerc, să riesc? Rup așa de mult, n-ai nicio treabă. Că până ne... Doar cum am alea crăpate și oricum o să pierd. Dar nu o să pierzi. Pierdem amândoi. 1-1, o să fie egalitate. Nu știu dacă se vede, la mine e crăpat piciorușul. Se vede. Și aici, la codiță și aici. Hai să vedem. Hai. Sper să ai noroc, iubire, chiar vreau să reușesc să câștigi. Uuuu, din prima. Hai, rupe. E bine. Da, a făcut domnul. Ce? Bine, dar ce? Ai ce s-a rupt, nu ai văzut? Nu, lasă-mă și pe mine. Ia, dă-i. Rupe și pe aia de sus. Hai, arată-le oamenilor. Ce să ne arăt? Guys, nu se poate, dar iubita a câștigat! Arată-le. Nu. Haide. Nu, lasă-mă să încerc. Oh. E bine. Da. Pisica. Pisicilor. Guys, cam acesta a fost challenge-ul. Noi din fericire am reușit să facem doar aceste floricele. Asta am reușit noi. Asta, nu prea ne pricepem noi la chestiile astea. Vă mulțumim mult de tot că ați vizionat acest challenge. Nu încercați asta acasă, este foarte, foarte complicat. Și plus că dacă pierzi, ești eliminat. Noi măcar am avut norocul că am făcut una. Doamne ajută, până data viitoare v-am pupat. Eu am fost Iubita, mea frumoasă. Pupici, pa!